Cum arată iadul, Costin? Mai frumos după ce ieși. De ce oamenii stăpânesc planeta Pământ? Noi conducem planeta Pământ pentru că noi credem în prieteni imaginari. Ce e frica? Cel mai bun prieten al nostru. Frica este unul din cele mai puternice mecanisme care ne ajută pe noi ca și specie să supraviețuim. Sunt bărbați și femei care ajung la 35 de ani, n-am făcut nimic cu viața mea. Acum începe! Cu adevărat construiești puternic, durabil, organic, după 35-40. Bun găsit, dragilor! Ascultăm astăzi împreună o poveste de viață absolut fabuloasă a unui om care, după spusele lui, a ajuns în iad. De acolo s-a ridicat, s-a scuturat, a învățat și a mers mai departe. Este doctor în management, este licențiat în psihologie, a studiat la MIT din Boston, iar astăzi dezvoltă protocoale neuronale pentru optimizarea creierului. De la pacient la vindecător, vreau să ascultăm astăzi întreg parcursul emoțional, transformațional, dar și profesional al lui Costin Dămășaru. Bine ai venit, Costin! Bine te-am găsit! Ce faci, cum ești? Foarte bine, mulțumesc de invitație, chiar mă bucur foarte mult că sunt aici. Cu drag! Te-am văzut, să știi. Te-am tot văzut, te-am tot urmărit, te-am tot ascultat și mi s-a părut că mai sunt încă lucruri de spus vis-a-vis de cine ești, vis-a-vis de ce faci și am zis că ar fi oportun să stăm de vorbă. Mulțumesc frumos! Chiar de când ne-am văzut noi, când săptămâna trecută ne-am văzut, pare că n-ai fost la centru sau în două săptămâni. Prima dată mai de mult, dar da. S-au schimbat foarte, foarte, evoluăm foarte rapid. Chiar de prima, când ai venit la noi ultima oară, m-am luat foarte mult și atunci în două săptămâni, am luat o locație, facem un centru special, un laborator foarte, un loc de joacă imens pentru copii, care vor fi numai echipamente neurotech, foarte de ultimă generație, cum folosim acum, însă vor fi într-un alt context. Speciale pentru copii. Da, un loc de joacă imens. E un concept pe care l-am dezvoltat, îl punem în practică. Mi se pare fabulos tot ce faci, Costin, dar până să ajungem la partea asta profesională, aș vrea un pic să mergem înăuntrul tău. Ești de acord? Da. Cum arată iadul, Costin? Mai frumos după ce ieși, asta sigur, dar când ești acolo și că îți spuneam că chiar înainte să începem să filmăm, că scriu la cartea mea și pe care o să o lansez probabil în primăvară, cel mai probabil în primăvară, și am foarte multe agende, câteva zeci de agende în care am scris, am avut inspirația să scriu atunci când eram în cele mai negre momente și am scris toate experiențele mele. Și acum, pe baza celor agende, scriu cartea. Pentru că eu am uitat, sincer. Nu mai știu. Așa face creierul. În momentul în care treci, ieși din zona respectivă de iad, uiți. Încearcă să te protejeze. Și mi-aduc aminte de momente respective și mi se pare că citesc povestea altcuiva. Mi-aduc aminte apoi ce s-a întâmplat, cum a fost, însă senzația pe care, ca să-ți răspund la întrebare, senzația pe care am avut-o este de alienare totală, pentru că iadul nu e undeva în habană, cum am mai spus chestia asta, nu e un loc în care îți bagă dracii furca în fund sau alte nebuni, te bagă în cazanul cu zmoală, ci pur și simplu e a mental state, e o stare mentală, de fapt. E incapacitatea de a putea conecta cu ceilalți și ești literalmente postafie. Nu mai ai pe nimeni, ești singur, nu mai ai niciun fel de orizont, nu știu ce mai cauți aici, pe pământul ăsta, și foarte, foarte important, nu mai ai niciun fel de semnificație a ceea ce ești tu, de fapt. Pentru că, și pot să spun asta acum, în retrospectivă, și am analizat destul de puternic, noi toți suntem pe acest pământ puși să facem ceva. În momentul în care descoperim misiunea noastră, atunci toate planetele, astrele, cum vrei să-i spui tu, se aliniază astfel încât să vină totul cât mai lin. Dar până acolo, de fapt, este iadul zbaterea. Și da, să elimini ceea ce credeai tu că o să faci, ceea ce vrei cu tot din anisul, dar nu e pentru tine. Pentru că e dovadă de maturitate până la urmă.
să înțelegi ce-i cu tine. Unde cine ești? Cine ești? Ce trebuie să faci pe planetă? Care e misiunea ta personală? Pot să spun acum că am descoperit-o și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Până acum am ajutat peste 4.000 de oameni și chiar mă gândeam într-o seară, orice ar fi după ce mori, indiferent că n-ai de unde să știi tot felul de teorii, unele pe care le poți crede, altele mai puțin, dar nimeni nu știe ce-i dincolo. Dar respectul cuvântului pentru toți care știu ce se întâmplă dincolo, nu știi. Dar indiferent ce ar fi, în momentul în care o să mă duc în partea cealaltă, știu că am făcut bine, habar n-am, nu știu, 1.000.000 de oameni. I-am ajutat. Indiferent ce o să fie dincolo, o să fie un loc bun pentru mine. Pentru că am ajutat aici, mi-am făcut misiune. A, și mergi pe premisa că dacă ai făcut bine în viața asta, e imposibil să... Nu e ca o recompensă, că nu fac asta doar ca să fie bine în partea cealaltă. O fac pentru că așa simt eu și așa vreau să fac. Dar crezi totuși în recompensa asta, cumva, la un anumit nivel? Este o o continuare, de fapt. Pentru că una sau un merit. Corect. O să supăr foarte multă lume acum când spun asta, dar asta e. E ok. Dacă tu ești bun doar ca să n-ajungi într-un loc nasol, nu ești un om bun. Cu tot respectul cuvenit. Pur și simplu ți-e frică. La fel cum e diferența între un om care are putere și un om care n-are putere. Oamenii care n-au putere spun, eu n-am făcut niciodată rău. Păi de unde știi? Un om care are putere și n-a făcut rău poate să spună, eu n-am făcut niciodată putere prin alegerea mea. Adică unul care n-a avut niciodată putere și spune, eu n-am făcut rău niciodată nimănui. Ok, dar n-a fost alegerea ta. Cred că cineva, ai fi muncit, habar n-am, nu știu, s-a pogorât peste tine un duș și a spus, bă, ok, de mâine ai putere. Atunci poți să spui, a fost alegerea mea, conștientă, deliberată, să nu fac rău când aș fi putut să fac. Dacă tu n-ai putere și nu poți să faci rău, nici dacă ai vrea, nu înseamnă că ești un om bun. Înseamnă că pur și simplu nu poți să faci rău și oricum ce ai face, aia e. Dau un exemplu. Am avut un client pe zona asta și avea o fixație, domnul respectiv. O fixație, avea și foarte multe resurse și avea și timp și avea și bani și îi se punea pata pe câte o femeie, domnișoară, doamnă, nu contă. Și se punea pata și începea să aloce resurse grupa mare. Și venise la mine, l-am antrenat, e ok. Avea dezvoltat anumite probleme în viața socială din cauza și profesională, din cauza acestor manifestări. Și la un moment dat mă gândeam așa, după ce am terminat una din centrele de antrenament, și mă gândeam, uite, diferența între domnul care avea resurse și putea, îi se punea pata pe cineva și începea să trimită flori, să multe chestii, whatever, cadou și alte, și unul care n-are. Ăla care n-are se gândește seara, bă, ce frumos ar fi să-i trimit flori lui Habana, Mariana. Cu tărească, așa. Ce frumos ar fi. Da, stă frumos, spune, să ce și ea berea, bea și asta a fost, s-a culcat. Celălalt, crede, bă, ce frumos ar fi să-i trimit flori lui Mariana. E măritată, are ce... Și dar ce e o problemă? Și începe să-și pună în aplicare planul. Asta e diferența, de fapt. Diferența este dată de puterea pe care o ai ca să aduci din subconștientul tău în conștient anumite dorințe. Acolo se vede, de fapt, cine ești cu adevărat. Dacă îți trec prin cap tot felul de gânduri să fac aia, dar nu ai cu ce să le faci, nu o să știi niciodată dacă ai avut puterea să le faci sau nu. Să spui, bă, ok, pot să fac asta, dar nu o fac de ce? Pentru că îmi iubesc familia, pentru că îmi iubesc soția, pentru că. E o chestiune clară de alegere și o chestiune de alegere. De alegere pe care o faci tu. Sigur, conștient. Nu alegerea pe care oricum n-ai fi putut să o faci. Da, da. Asta e diferența, de fapt, și asta este hubris, de fapt, patologia puterii. Problema e ca să se educă. Și noi lucrăm cu foarte mulți directori generali, sportivi de performanță, oameni foarte, foarte puternici. Și am remarcat, de fapt, unde este linia asta și îți dau un exemplu. Când eram în team building, acum foarte, foarte mulți ani, când lucram în corporație, și eram tânăr, aveam 20 și ceva de ani și eram în team building. Și în team building veneau colegi, colege, căsătoriți. Povestea asta le-am spus-o, e adevărată, le-am spus și le spun și studenților mei. Și
la un moment dat, nu știu, lumea se îmbăta, habar n-a făceau ce... Și zic, eu nu eram căsătorii, nu aveam prea, nu puteam să fix ce vreau eu. Da, tăteam acolo, mă uitam la ei, așa, da. Așa, așa am fost eu. Și mă intriga de ce unii, spre exemplu, căsătoriți, se duceau și începeau să iubească, habar n-am, prin hotel, și alții nu. Okay. Și mi-am răspuns, niciodată n-am găsit răspuns la întrebația, până de curând, când stăteam așa și mi-a venit o revelație, bă, mi-a venit răspunsul. E vorba de cortexul prefrontal și amigdala neuronală. În amigdala neuronală este frica și rușine, care au puterea de a suprascrie orice. Sunt acolo ca două cireșe în interiorul creierului. Și când se întâmplă, dai, bă, nu știu ce, se întâmplă să vrei să te duci cu cineva în cameră de hotel și atunci tu, apare amigdala neuronală, se activează, care are puterea de a suprascrie orice. Și acolo avem rușinea și frica. Dacă nici nu ți-e rușine și nici nu ți-e frică, mergi mai departe. Dacă ți-e puțină rușine sau frică, te oprești. Te oprești și spune amigdala, bă, boss, chill, time, unde te duci? Stai laxat, că ți-o iei de n-o să te vezi. Stai în banca ta, du-te, fă un duș și culcă-te. Avem toți asta? Sau e în funcție de... subconștient, de tiparele este, pe care le-am dar văzut, este de vorba de cum este activată această zonă subcorticală. Deci ele există acolo. Și este vorba de la toată lumea. La toată asta întreb. Fără niciun fel de... E ca și dacă ai ochi. Da, iai, sunt ai, acolo. Nu, doar iai, că se activează în funcție de... Se activează în funcție de... Se condiționează, de fapt. Adică în funcție de care este relația ta cu soția ta. Spune că ești bărbat. Cu soția ta. Cu copiii tăi, cu comunitatea, cu familia. Și atunci amigdala neuronală se activează sau se dezactivează. E ca un semnal de alarmă. Care spune, bă, ești prost. Stai acasă, că ți-o iei, că ești prost. Și ai mai făcut asta și ți-ai luat-o. Și te-ai iertat. Doamne, nu o să se mai întâmplă atât. Și atunci tot apare. Și oricât de beat ai fi, zonele alea, zona aia subcorticală spune, bă, time out, stop. Aia nu se anihilează. Nu. Pentru că e fix acolo să te protejeze. Dacă n-ai nicio treabă și spui, băi, ce oricum nu se întâmplă nimic, te-ai dus și asta a fost. Asta a fost. Dar zona aia, frâna aia, are legătură și cu cortexul prefrontal. Cortexul prefrontal e ceea ce ne separă prin animale, de animale. E aici, în față. Și acolo avem imaginația, de aia Yuval Noah Harari, care e un istoric absolut genial, a scris mai multe cărți, a fost și în România, a scris Homo Deus, da, da, da. 21 de întrebări pentru secolul 21 și înainte a fost Sapiens. Foarte, l-am și cunoscut acum câțiva ani în Israel. Foarte tare omul. Foarte, foarte tare. Și spunea următor în cartea lui Homo Deus. De ce oamenii cred, de ce oamenii stăpânesc planeta Pământ? Și era acolo foarte multe răspuns. Asta e prima întrebare pe care o adresez studenților mei. În Belgia, nu mai predau în România, doar în Belgia. Și tot fel de răspunsuri. Că suntem foarte organizați, că suntem inteligenți. Yuval Noah Harari dă un răspuns foarte, foarte interesant și spune, noi conducem planeta Pământ pentru că noi credem în prieteni imaginari. Buddha, la Dumnezeu, ce vreți, sunt în imaginația noastră, de fapt. O să supăr mult, dar asta este părerea mea, mi-o asumă. Sigur. Și eu mă duc la biserică, dar înțeleg, de fapt, și asta nu mă împiedică să cred în Dumnezeu. Doamne Sfinte, Dumnezeu ți-a explicat și prin știință. E ok, dar nu înseamnă că nu pot să investighez și nu pot să-mi fac părerea mea. Fără să supăr pe nimeni. Este fix dreptul meu. Și cu cât mă duc mai mult în neuroștiință aplicate și lucrez cu cei mai tari oameni din lumea asta, cu atât mai mult îmi întărește credința că există în Dumnezeu și este al meu, e pentru mine. Și mă ajută. Și cortexul, ce spune asta istoricul? Că noi credem în prieteni imaginari. Adică, zeul Ra vrea, habar n-am, 6 milioane de sclavi. 6 milioane de sclavi. Zeul Ra vrea 4 piramide. Să fac pară pe 4 piramide. Sau habar n-am, uite, dacă aduci 10.000 de oameni, ăsta e exemplu din carte, dacă aduci 10.000 de maimuțe și le pui pe un stadion, la un moment dat se omoară întregă, toate. Dacă aduci 10.000 de oameni și le pui, și habar n-am, Michael Bublé la un concert sau habar n-am cine ai, se distrează. În concert, se relaxează, se distrează, au ceva, sau dacă habar n-am, aduci, nu știu, un preot sau ceva, sau un cenacul literar ceva, motivațional, un speaker sau, motivațional, da, 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 sunt acolo, pentru că se conectează. Asta e diferența și asta ne-a ajutat pe noi ca și oameni să putem să cucerim planeta pentru că noi credem în ființe imaginare. Și acum, ceva foarte important, la fel le spun senzor mei, ce legătură are asta cu business-ul? E foarte important. Să spunem că tu ai o idee, da, uite, ai avut ideea cu podcastul ăsta. Și te-ai gândit la ea, ți-a venit ție ideea, poate ai văzut-o pe undeva, habar n-am. Și la un moment dat te gândeai la ea.
și în capul tău. Și era imaginația ta. Bă, cum ar fi să am eu podcastul meu, că o să ne vii pe ăla, că o să ne vii pe aia. E prin tău imaginar. La un moment dat, deci vorbeai cu ei prin tău imaginar. Așa, încercam să-l dezvolt. Exact. Și la un moment dat i-ai spus soțului tău, bă, uite, vreau și o să fac. Ai început să-l scoți la lumină. Să-l manifest. Să-l manifesti puțin cât trebuie. La un moment dat, bă, și ceva eu îl fac. Hai să spunem că vrei să faci o firmă, ok? Fric pentru podcastul ăsta. Și cum? Trebuie să te duci la un vrăjitor care să-ți permită să scoți prietenul imaginar la lumină. Și judecătorul respectiv, vrăjitorul este judecătorul, de fapt. Judecătorul are puterea de a scoate prietenul tău imaginar, habar n-am, podcast, din capul tău și să-l pună pe hârtie. Pe hârtie. Și spune, păi, doamna Ilinca, ce? Păi, trebuie să-i dați un capital social, niște bănuți. Pe cât? Pe 200 de. Păi, da, 200 de. N-o să-l scot săracul fără niciun ban. Ok, dar știți că trebuie să aibă și un loc unde să steacă. N-o să stea în ploaie sau în soare. Trebuie și un serviciu social. Da. Așa, astea sunt vrăjitori. Cei mai puternici vrăjitori, vrăjitorii legali, care aduc un rod al imaginației tale și le aduc în viața reală. Și spune persoană juridică. Păi de-aia e persoană juridică. Este ireal, că nu există în imaginația ta, însă, dacă prietenul tău imaginar a făcut niște boacăne și vine anaful peste tine, tu intri la pușcărie, el doar se dizolvă. Adică prin prisma consecințelor pe care prietenul tău imaginar le are amprenta lui asupra, asupra vieții reale, te afectează pe tine. Deci el există, dar nu există. Uite, dau un exemplu. Hai să dau firma, nu știu, Mariana Habanam, Ionela SRL. Nu vreau să dau un nume de companie. Nu există Ionela SRL să meargă pe stradă. Nu o vezi. Da, bă, am înțeles perfect. Nu, Ionela SRL are mașinile ei, calculatoarele ei, calculatoarele, exact, angajației, directoriei, tot. Dar nu există, de fapt, Mariela SRL. Este un personaj imaginar, dar care are o amprentă, că dacă Mariela SRL face boacăne, proprietarul, administratorul suferă consecințele, care sunt reale, adică nu e închipuit. Cum spune un boss, ai fraudat statul român, ți-ai cam luat-o. Și nu e imaginar, e pe bune. Și Mariela SRL se dizolvă, și tu petreci o perioadă în niște locuri mai puțin plăcute. Pentru că așa e în tenis, vorba lui Toma Caragiu. De asta spun. Și încă o secundă. Să închem asta. Și în cortexul prefrontal aici, de fapt, este frâna pentru sistemul limbic. Din amigdala neuronală se transmite către cortexul prefrontal și cortexul prefrontal îți imaginează, de fapt, consecințele. Că în momentul ăla în care ție îți vine să te duci cu aia în cameră, îți vine în cap. Bă, o să asoțiu ei. Deci imaginează ce o să... dacă aude cineva, sigur o să audă că știi că cum vorbesc ăștia aici, ți-o iei de unde. Și atunci, pac, într-o fracțiune de secundă, vine scenariu. Mamă, deci muncă acasă, ia copiii, pleacă, se duce și te oprești. Amigdala neuronală, cortexul prefrontal, imaginația. Bun. Și atunci, stop. Bun. Ce e frica? Am înțeles de unde vine. Ce e frica? Cel mai bun prieten al nostru. Era... De la un anumit punct încolo devine cel mai mare dușman. Frica este ca și rușinea, de altfel. Și spune-mi ce legătură fiecare. Frica este unul din cele mai puternice mecanisme care ne ajută pe noi ca și specie să supraviețuim. Dacă n-aveai frică, venea leu, te duceai zâmbind spre el, te mânca. Dacă toți erau așa, muream, nu mai existau oameni. Frica ne-a ajutat să supraviețuim. Problema e că de la un anumit punct încolo, frica nu mai este bună. Că nu te ajută să rămâi așa, dar nu te ajută să evoluezi. Și rușinea, spre exemplu, de ce a apărut rușinea? Rușinea a apărut pentru a putea supraviețui noi ca și comunitate, când a evoluat Homo sapiens. Ca să nu murim, la fel. Uite, îți dau un exemplu. Când rușinea nu mai era suficientă, au venit poruncile lui Moise. 10 porunci. Boss, nu te du la femeia altuia. De ce? Că nu e ok că vă omorâți toți între voi. Că nu mai e rușine. Mai e nebunit cu asta cu femeia altuia, cu înșelatul, cu nu știu ce. Păi așa e, 10 porunci. Nu fura. Așa. Du-mă, ok, du-mă în zona asta. Du-mi fura. Păi nu, dar asta e problema în ziua de azi, de fapt. Că asta e. Nu, acolo e, de fapt. Că asta e cea mare problemă, de fapt, în mediul urban și la țară. Că astea sunt, de fapt, chestiile primare. De supraviețuire, că poți să-ți vorbești de filozofie cât vrei, dar, de fapt, pe oameni ce interesează sunt chestiile primare. Adică hrană, sex și adăpost. Piramida lui Maslow, jos de tot. Că dacă le vorbești de OZN-uri, uite, da, mă, eu trebuie și pe ăsta, hai, la revedere.
Dar dacă le vorbești, de asta au fost și cele 10 porunci. Nu fura, de ce? Că nu e ok, că vine ăla și îți rupe capul și muriți amândoi și nu mai avem cu cine să mergem prin deșert. Chill. Nu fura. Nu te atenta la femeia altă. De ce? Că chiar o iau la pe câmpie, nebunește de gelozie, vine și bagă cuțitul în tine și chiar nu e ok. Respectă-ți părinții. De ce? Păi să-ți fie rușine să vorbești cu părinții tăi ok, ca să nu, la fel, să nu se întâmple grozăvii în comunitate. Toate cele 10 legi. După aia a venit Iisus și alte legi, a pus iubirea. Dar rușinea și frica sunt două mecanisme uluitor de importante care, de-a lungul evoluției noastre ca și specie, ne-au ținut în viață. La fel cum îl ține în viață pe amărâtul ăla de se îmbate și se crede cel mai tare de pe planeta asta și se duce și face prostii. Nu, nu, chill. Calmează-te. Că mintea pe care o ai atunci, alcoolul de fapt este un dezinhibitor. Adică, cum ești tu de obicei, e o mască. Jung îi spunea persoana, o mască pe care ți-o pui, care nu e de fapt ce ești tu cu adevărat. Și atunci, în momentul în care bei sau faci alte chestii, cade masca aia. Și tu ești exact cum ești, leu, sau habar n-am ce animal te crezi tu, hienă sau ce vultur sau ce mai fi pe acolo. Și începi să te manifesti. Nu mai ai niciun fel de inhibiție. Ce limite, da. Numai, și atunci trebuie să vină o zonă, crede, băi, hai mă, nu ești așa tu. Relaxați-te, ok. Poți să fii așa, dar undeva unde să nu te vadă lumea. Ia, mai ușor. Acasă la tine, în sufragerie. Habar n-am, sau unde fii, dar să nu te vadă lumea. Eu, prin prisma clienților cu care lucrez, și sunt foarte onorat și recunoscător pentru asta, și lucrez cu clienți din toate categoriile și în toate spectrele, învăț foarte multe. Și una din problemele reale în 2022, în aproape noiembrie, uite că mâine e 1 noiembrie, este că oamenii nu mai au limite. Literalmente. Sunt niște hubris, patologia puterii. Cu cât ai mai multe resurse, m-am dat exemplu mai devreme cu ăla, cu florile, cu cât ai mai multe resurse, cu atât capacitatea de a arde mai rapid este mult, mult, mult accentuată. E ca și o lumânare care arde de la ambele capete. Banii nu sunt ceva rău. Cum spunea, nu știu, Sfântul Petru, nu știu cine spunea, că banii sunt ca o scară. Poate să te ducă în rai sau poate să te ducă în iad. Depinde de tine cum îi folosești. Pentru că banii sunt, de fapt, energie. Asta e. Poți să ai tu proiectele vieții, poți să ai tu cele mai tari idei. Dacă n-ai bani, nu le pui în practică. Scurt. Banii sunt, de fapt, motivul pentru care oamenii fac ceea ce fac. Și nu neapărat pentru bani, ci cum mi-a spus mie o clientă foarte, foarte, tot respectul pentru dâns, absolut genială, doamnă, învăț foarte multe la dânsă când discutăm, spune felul următor. Foarte mulți domni și doamne din România au umblat după bani. Și când i-au avut și au dat seama că nu aveau bani, aveau putere. Însă sunt două mari modalități prin care ajungi la putere. Bani și sex. De aia aveți billboard-uri, panouri uriașe cu femei frumoase care fac reclame la mașini și alte chestii. Aia e, statutul social. Problema apare în momentul în care există o butaforie. Butaforie e ca la Hollywood, cum sunt în filmele western, doar fațada clădirii și spate nimic. Când tu ești o butaforie, e un fotbalist celebru, nu o să-i dau numele, un domn absolut genial și mă bucur, a spus că, nu știu dacă a spus el, dar așa, nu poți să pui pepe în șeasă castraveți. Adică nu poți să faci o chestie toată viața și te aștepți că o să meargă la infinit. Dacă tu ești o butaforie, adică n-ai nimic în spate, la un moment dat vine cineva și se uită. Bă, ăsta nu-i nimic. Sau asta n-are nimic. Și ce faci atunci? Trezi. De asta, cei care au acces la resurse și cei care vor să facă și să crească, este important să facă întâi fondul și după aia formă. Fondul este valoarea pe care tu o aduci unui serviciu. Și la un moment dat cineva îți va plăti o contravaloare pentru valoarea respectivă. Că vorbeam și mai devreme, eu am pornit cu iadul ăla personal care a fost uluitor, adică am ars tot ce eram. Ea a fost, și m-a spus să scriu o carte, chestia asta a fost wow. Și atunci, literalmente, și chiar vorbeam cu soția mea zilele trecute, am sunat toți oamenii pe care știam. Bine, toți care am dat, oamenii cu care am interacționat. Ok. Și nu știam de ce fac chestia asta. Pentru că simțeam că trebuie să-i sun pe toți. Și mi-am răspuns la întrebare acum câteva săptămâni.
în condiții în care am vrut să-mi dovedesc mie că toți oamenii pe care i-am sunat nu mă vor ajuta. Știam chestia asta. Și am închis capitolul. A fost ca un fel de terapie. Da. Și am închis-o. Și acum sunt foarte conștient și spun, bă, i-am sunat pe oamenii ăia și au făcut ce a fost bine pentru ei. Și accept chestia asta, trec peste, am învățat, de fapt, nu au avut fix nimic cu mine. Pur și simplu. Nu, așa e, așa e. Iar chestiune de alegere. De ce? Și la fel aș face acum. Bine, nu în modul ăla grosolan, și am povestit mai devreme cum a fost combo. Nu în modul ăla grosolan și grobian. Le-aș fi spus, bă, îmi pare, nu pot să te ajut, dar sunt sigur că o să-ți găsești drumul. Îi dai omului ceva, o vorbă bună. Că nu te costă nimic. Să-i spui, bă, e ok, dai puțin puțin de energia ta. Dar frumoasă, elegantă. Bun, deci tu ai făcut treaba asta, ai început să suni oamenii, după ce te-ai repoziționat un pic din iadul personal în care căzusești. Nu, fix când eram în iad. Fix când erai acolo. Atunci, când aveam nevoie de ajutor. Și aveam nevoie să ies cu oameni. A fost un eveniment interesant în care unul din oamenii pe care eu îi respectam și apreciam, de aceeași vârstă cu mine, și când eram atunci, uite, în 2015, la începutul 2015, nu eram deloc, adică deloc ok, nu eram. Și mergeam singur pe străzi, nu înțelegeam de ce e întuneric, de ce e zi, adică a fost crunt. Și nu puteam să merg piciorul drept. Singura persoană care a fost alături de mine și sunt foarte recunoscător a fost soția mea, care a fost alături de mine și a fost chiar îngerul care m-a scos din iadul respectiv. Și sunam oameni, bă, nu eram deloc ok, chiar nu eram deloc ok. Și când eu aveam nevoie doar să stau, să vorbesc cu oameni. Să socializezi. Da, atât. Și țin minte că un tânăr, și m-am sau un eveniment și se forma o echipă, nu știu, habar n-am pentru ce proiect, și mi-a zis, bă, tu întâi trebuie să dovedești. Da, ne știm de 15 ani, ce să dovedesc? Pur și simplu am nevoie să ies cu oameni, nu pot să mă rog de voi să ies. Dar nu mai aveam ce să ofer, de fapt. Nu mai aveam, stăteam la cămin, stăteam la cămin la Moxa, că nu mai aveam ciumă, nu mai aveam nimic. Și ăsta a fost mesajul. Întotdeauna n-ai ce să oferi. Și momentul respectiv mi-am zis, bă, chiar nu mai am ce să ofer, pentru că nu mai am bani, nu am un job, predam atunci pe la SEP puțin, cam atât. Asta. Eu numai, literalmente, valoarea mea pentru grupul respectiv era zero. Și oamenii mi-au spus, bă, mulțumim frumos, mi-au spus chiar, bă, hai să mai vedem ce se întâmplă, adică să vezi cu ce poți să participi. Și aveam nevoie în momentul respectiv de afiliere, atât. Pur și simplu stau niște oameni și să vorbesc cu ei. Atât de asta aveam nevoie. Înțeleg că ai fost discriminat, Costin? La nivel de valoare. Adică n-ai fost acceptat de grup pentru că nu mai vedeau în tine o valoare. Și cum se numește asta? Nu, ideea e că eu nu vedeam în mine în primul rând. Eu nu vedeam asta în mine și asta transmiteam eu. În momentul în care grupul respectiv format din oameni care caută și să se afilieze cu oameni puternici, și acum îmi dau seama asta, că mi-am făcut analiză, ți-am in extenso, și îmi dau seama ce s-a întâmplat de fapt. Eu nu proiectam puterea respectivă, chiar dacă aveam forța respectivă în mine, dar eu nici măcar nu mai credeam în mine, problema era la mine de fapt. Că nu înțelegeam cine sunt eu și m-am dus la ei fără să le ofer ceva în schimb. Pentru că simpla mea prezență nu era suficientă. Nu era suficientă. Ei aveau nevoie de oameni care să fie puternici, să fie habar n-a, să aibă proiecte, să facă cam ce fac eu acum. Dar nu eram în punctul ăla. Și eu, habar, dacă eu nu eram ok cu mine și transmiteam prin fiecare por al ființei mele incapacitatea de a-mi accepta valoarea, eram rușinat de mine, de toate astea, păi de ce ar face chestia asta? Și înțeleg asta acum. Nu sunt de acord cu ea, dar o înțeleg. Înțeleg conceptul, înțeleg procesul, pentru că o prietenie n-ar trebui să se bazeze numai pe chestia asta. Nu era o prietenie, de fapt. Era o chestie tranzacțională, ca orice fel altă chestie, era o chestie tranzacțională. Tu îmi dai, eu îți dau. Problema mea a fost că eu am crezut că oamenii ăia sunt prietenii mei, dar nu erau prietenii mei. Pur și simplu eram niște inși strânși într-un mediu în care voiau să crească împreună, fiecare aducând câte ceva. Eu aduceam o lipsă de încredere în sine, o rușine de sine, multe, de care ei nu aveau nevoie. Și înțeleg asta acum. Și am zis, băi, mulțumesc frumos, n-a picat-o mai bine, pentru că nu vedeam foarte clar lucrurile. Da, dar tu știi că cumva în viață toate astea se întorc și toate la un moment dat ies la suprafață. Și în business, știu, într-o firmă, cumva lucrurile, ai început tu să povestești mai devreme, dar lucrurile nu se rezumă doar la prieteni imaginari ce devin
iată, pe hârtie, cumva cu ajutorul autorităților, parte din viața ta. E așa de frumoasă experiența asta. Eu am lucrat și cu un psiholog foarte, foarte tare, care a inventat, de fapt, constelațiile. Și m-am distrat destul de puternic cu astea. Asta nu prea am povestit. Am facilitat vreo 400 cu studenții mei când predam la o universitate din România și am lucrat cu companii și făceam în fiecare de vreo 3-4, care a fost foarte, foarte tare. Am lucrat și cu companii foarte mari până să fac asta. Stai puțin, numai adică 3-4 constelații pe zi? Da. Le țineai tu? Da, cu studenții mei. Și veneau, a fost foarte interesant, ne-am distrat puternic. Cu studenții mei mai țin minte workshop-urile pe care le făceam, am făcut. A fost foarte interesant, chiar ne-am distrat puternic. N-am mai făcut asta din 2019. Atunci m-am focusat numai pe neuroscience, însă folosesc gândirea sistemică, zona respectivă, pentru că, de fapt, constelațiile sunt la mare modă acum, când făceam perioada aia, doar n-am funcționat, să spunem, cu familiale, pur și simplu organizaționale, și am lucrat cu niște companii foarte, foarte, foarte puternice. Și e gândirea sistemică și constelațiile, e ca și cum ai blockchain și Bitcoin. Blockchain e tehnologia din spate, Bitcoin este pur și simplu o utilizare comercială. La fel e cu gândirea sistemică și cu constelațiile. Gândirea sistemică este, de fapt, tehnica. Constelațiile e una din aplicații. Sunt mai multe. Exact. Da, și am folosit gândirea sistemică, pe care o folosesc încă destul de puternic, în ceea ce facem. De-aia avem așa de mult succes și ajutăm așa de mulți oameni, pentru că este o combinație, de fapt, între applied neuroscience și avem cele mai tari tehnologii și chiar avem și gândirea sistemică. Uite, am acceptat un doctorat la Politehnica București, cum sunt doctorand în fizică aplicată, și trebuie să cercetăm, de fapt, brain-computer interface, soluțiile astea de interfață creier-calculator pentru eliminarea unor patologii psihiatrice, depresie, anxietate, și facem o cercetare foarte puternică. Și avem o echipă foarte puternică cu care cercetăm. Avem zona asta de applied neuroscience și săptămâna asta, de joi sau vineri, o să ieșim cu un comunicat de presă. Suntem singurul startup din lumea asta, hai să spunem din Europa, hai să mă chiar așa, care e una din cele mai puternice companii producătoare de echipamente neurologice, i-au făcut un device și e al meu, scrie pe el numele companiei mele. Și sunt foarte mândru de asta, pentru că bravo, felicitări. Ieșim în lume. Acum mulțumesc că facem un software dedicat, iar la anul ieșim în lume. O să plecăm în Middle East, plecăm în Statele Unite, în Europa, pentru că, și este foarte important, și ți-am zis când ai venit la centru, exportăm cunoaștere. Nu e mare sfârială să mutăm bani între noi în România, de la o familie la alta, de la o companie la alta. Marea sfârăială e, realizare, e să aduci bani din afară, să exporți cunoașterea și să importi capital. Și atunci crește țara asta. Dacă doar mutăm bani între noi, ok, unii se îmbogățesc, alții nu, dar rămânem la fel. Capitalul e același. În momentul în care reușești să exporți cunoaștere și să vină străini, și avem clienți din străini care vin și plătesc, atunci înseamnă că ai ajutat țara asta. Asta este, de fapt, nu doar să exportăm creiere. Te-ai dus, s-au plecat, nu știu, habar n-am, 60.000 de specialiști s-au dus unde au plecat din toată lumea. Și pleacă, că n-au ce să găsești. Însă, mă bucur foarte mult că putem să facem asta, să exportăm cunoaștere, să inovăm, să patentăm, să franșizăm ce facem acum și să ieșim în toată lumea. Pentru că chiar ne validăm. Și în perioada următoare o să ieșim cu tot felul de comunicate de presă, în care o să arătăm exact cum ieșim. Deci suntem, literalmente, văd eu chestia care e ca wildfire, un foc puternic care va cuprinde foarte, foarte multe locuri și simt asta. Cu focul nu știu dacă e bine acum, că știi cum e, arde tot în fața lui. Focul e transformațional, eu mă refer la un foc transformațional. A, bine, păi spune așa, Costică, să te înțeleg. Da, wildfire, foc transformațional, care se duce și transformă tot. Pentru că, hai să spunem ca o lumină atunci. Exact. Ca o lumină transformă. Dar știi ce vreau să te întreb? Iartă-mă că te întrerup, dar nu vreau să depășim subiectul, că mi se pare important. Business-ul tău merge pentru că tu ești bine, și, mă rog, merge din foarte multe puncte de vedere, dar merge pentru că tu ești bine în interiorul tău, pentru că am înțeles că există o legătură între subconștient și afacerea pe care o ai. Da, asta nu a ta, cea noastră în general. Asta vreau să spun mai devreme, de-aia am început cu prietenul imaginar.
luăm cu Ilinca SRL, da? Tu ți-ai făcut firma și te-ai dus la judecată, ți-au făcut firma, tot e ok și începi să produci. Care e de fapt secretul? Când tu ți-ai adus prietenul imaginar la viață, de fapt prietenul tău imaginar a venit din subconștientul tău, iar toate mecanismele tale profunde, subconștiente, le-ai adus la lumină. De aici în angajații pe care tu ți-i dorești sau nu ți-i dorești. Pentru că sistemul pe care tu l-ai creat îi caută. Dacă tu în interiorul tău ai dezechilibre majore, dezechilibrele respective vor fi aduse la viață sub forma unei entități comerciale care va începe să expună în viața reală ceea ce tu trăiești în interior. Și o chestie dovedită. Adică nu... Și deci, îți dau un exemplu. Companiile care sunt... foarte puternice, vin din persoane foarte, foarte puternice. Eu nu știu nu, aici vorbim doar, să facem o mică paranteză, de companiile care fac business pe bune. Mm-hmm. Nu mă refer la habana, tot fel de mizerie. Companiile care fac business pe bune. A avut o idee, a pus-o, habana. Uite, acolo vine din experiența persoanei respective. Eu nu cred, de fapt, nu cred, și o să mă înjure lumea, dar asta e, nu cred în business-uri făcute de antreprenori sub 35 de ani. Nu cred în ele. Serios vreau, nu cred pe termen mediu și lung. De ce? Păi nu ai experiența necesară. Nu, adică mai sunt topurile alea. 20 sub 20, 30 sub 30, under 30. E super ok la nivel de marketing. Însă, nu ai experiența necesară și să-mi fie cu uitare. Sunt și excepții, dar majoritatea, 75% din startup-uri dau fail din prima, în primii 5 ani. De ce? Pentru că cel care le-a creat, care a creat acel personaj imaginar și l-a adus, nu are experiența necesară ca să înțeleagă de fapt ce se întâmplă în jurul lui, să aducă un plus de valoare, să inoveze, să dea peste cap totul și să spună, nu mă aștept la asta. Adică, nu știu, nu vreau să fiu acum lipsit de... Cam ce facem noi? Oamenii când vin la noi și oamenii cred foarte, foarte puțin, spune, ok, străini și înțeleg, ok, what was that? Asta facem noi. Pentru că filonul ăsta inspirator și puterea pe care o promovăm și forța pe care o aducem vine într-o râie foarte puternică a mea, dintr-o niște zone foarte, foarte interesante, dar mi-a luat foarte mulți ani, undeva la, cred că la, hai să spunem, 15 ani, ca să pot să ajung cu business-uri eșuate, cu banii toți pierduți, cu lecții învățate, cu multe tragedii și drame. După ce ieși din asta, atunci ai ce să spui. La fel cum eu nu cred, cu tot respectul cuvenit, la speaker motivațional la 20 de ani. Bă, nu pot, nu, îmi pare rău, la fel o să mă ajungă, dar nu pot să cred că tu la 22 de ani ești speaker motivațional. De unde, frate? Ok, dacă ai început să lucrezi la 6 ani, bă, da, nu cred asta, dar... Și sunt ce excepții. Înțeleg, nu se poate să ai să-ți fii speaker motivațional la 22 de ani. Să fii acumulat atâta înțelepciune cât și atâta cunoaștere. Uh-huh. Intră într-o depresie, ieși, mai intră într-o, mai fă un business, dă fail, fă, construiește. Atunci da. N-am ce plâng cu vârsta, nu-i nicio problemă. N-am ce plâng nu cu vârsta în sine. Nu. Însă cu ardoarea asta de a fi... Și, de ce spun asta? Pentru că cei care au 20, 30, 35, bă, n-am făcut nici plan 30 de ani. Bă, acum e momentul, chill. Relaxează-te, pentru că sunt bărbați și femei care ajung la 35 de ani, n-am făcut nimic cu viața mea. Acum începe. De ce? Pentru că ni se tot livrează. Până la 20 de ani a creat 3 milioane de euro. Da, e o excepție. Până la 30 a făcut nu știu. Da, e o excepție. Cu adevărat construiești puternic, durabil, organic, după 35-40. Însă ce ni se livrează pe toate canalele și asta intră în subconștientul nostru și ne apasă așa și ne mănâncă, n-ai făcut nimic până la 30 de ani, n-ai un business de rămă. Stai... E, ajută-mă, cum aliniem subconștientul ăsta, da, la conștient și cumva la suflet? Cum facem pace? So, Carl Gustav Jung, părintele psihologiei analitice, spunea că sunt trei mari modalități prin care comunicăm cu subconștientul. Imaginație, simbolistică și vis. Tot ceea ce ne înconjoară este imaginație și simbolistică. Conștient, tot. Da? Da. Okay. Noi suntem 85% conștient, subconștient, 5% conștient. Conștientul nu ia decizii. Conștientul justifică anumite decizii, dar nu le ia el. Îți dau un exemplu. Le ia subconștient. Da, îți dau un exemplu. Cei care fumează, ok? Ok. Ce produce, de fapt,
adicția la țigări nu e atât substanța sau habana, substanțele care se pun în țigară, ci inspirația și expirația, care de fapt produce vasă constricție la nivel neuronal și de fapt relaxează creierul. De aia fumezi. Însă conștientul spune, boss, trebuie să fumezi ca să te relaxezi și începe. Păi fumezi, că dacă nu fumezi, nu ești cool. Habar n-am, cum încep să fumeze. Trebuie să te duci, bei cafea, trebuie să și fumezi, că simți nevoia. Și începe să justifice. Bagă tot felul de justificări, care n-au nicio treabă cu realitatea. Dar te ajută pe tine să fii mai împăcat cu tine că trebuie să fumezi. Că altfel intră un conflict, e o disonanță cognitivă, un conflict între conștient și subconștient. Okay. Conștientul spune, bă, fumează să te relaxezi, conștientul, bă, nu vreau. Când vrei să te lași, de-aia e așa de greu să te lași de fumat. Că e o luptă acolo între cele două. Că nu îți mai poți da, că e o poveste, un fir narrativ pe care trebuie să ți-o crezi. Și sufletul emoțional, unde vine în toată treaba asta? Unde se aliniază cu cele două? Sau nu se aliniază? Avem două chestii, sufletul e o chestie, emoționalul e altă chestie. Sunt două conceptele diferite. Emoționalul. Emoție, de fapt, de ce au fost? Emoțiile sunt modalitatea subconștientului de a ne trimite, nouă rezoluție. Intuiția, spre exemplu. În evoluția noastră ca și specie, la un moment dat, creierul a găsit o modalitate absolut uluitoare de a transmite informații de subconștient către conștient prin intermediul emoțiilor. La fel ca orice șef de stat și de guvern, președinte sau oameni cu putere așa politică, au o echipă de ofițeri care le trimite rapoarte zilnic. Te spun, bă, ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în țară, asta e treaba lor, să pleacă informații. Asta face subconștientul pentru noi. Subconștientul culege informațiile respective, le procesează rapid, se numește proces heuristic, scurtătură mentală. Le procesează și îți trimite rezoluțiile. De exemplu, când ești ok cu tine, spui, bă, nu pot să lucrez cu omul ăla. Bă, nu pot, nu-mi vine. Nu vreau să-ți spun de ce, dar nu vreau să lucrez cu el sau cu ea. Nu simt. Cum spun americanii, gut feeling, că din burtă. Nu simt. Bă, nu vreau, lasă-l, frate. Ce înseamnă? Atunci înseamnă că subconștientul a procesat toate astea și a trimis aceste rezoluții, adică edicte finale, să spună cum să ordine, prin emoții. Dar asta se întâmplă când ești ok cu tine, când ești echilibrat. Când, și acolo vine sufletul. Când nu ești echilibrat și nu ești ok cu sufletul tău, se produce fenomenul de lost într-o pierdere în traducere. Adică subconștientul îți trimite emoțiile, tu nu le înțelegi că nu prea ești ok cu tine. Sau le blochezi. Sau le blochezi și atunci, la fel, o disonanță cognitivă. Un război între subconștient și conștient. Cum vrei tu, în interior și conștient. Și apare un frecuș. Apare o problemă, apare un mic război acolo. Și tu trebuie să te descarci. Și ce faci? Începi să găsești motive ca să te enervezi. Trebuie să te descarci într-un fel. Nu știi de unde vine emoția aia. Furia, nu știi de unde vine furia aia. Dar nici nu-ți place că nu o înțelegi, te enervezi și mai tare. Începi, te iei de nevastă, de soț, de habar am în trafic, urli, colegi. Pentru că simți o emoție puternică, nu poți să ți-o explici, te enervezi și mai tare că nu știi de ce, că nu știi ce e cu ea. Te enervezi și mai tare că te-ai enervat și nu știi de ce. Și începi să te descarci. Și un proces. Și aici sufletul și emoționalul. Emoțional, de fapt, e un vehicul care transmite un anumit ordin. Când ești ok cu tine și lucrezi cu tine și mănânci sănătos și meditezi, te antrenezi, habar am, neuronal, cum vrei tu, te asculți și simți. Și spui, bă, nu pot să lucrez cu Andrei, că nu pot, nu-mi vine și mă ascult pe mine. Și știu că vine din sufletul meu chestia asta. Dar vine prin emoții. Și aici avem sufletul și emoțiile. Așa cum în viața cotidiană a fiecărui om există o igienă, da? A corpului, igiena minții, igiena casei. Da. Cum ar trebui sau care ar fi, hai să zic, trei reguli, trei sfaturi pe care le-ai putea da pentru a avea o igienă emoțională corectă, astfel încât să ne fie bine? 1. Nu te mai minți. Asta e cel mai important. Nu te mai minți. De ce? Când te minți, cortexul tău prefrontal creează, acolo imaginația, creează niște fire narrative, așa se numesc. Niște povești în capul tău. O să stau cu Ionel, că Ionel e băiat bun. Nu e băiat bun, că te bate. Dar tu găsești o soluție. Nu, că e bun, că uite, nu. Găsești scuze. Da. Găsești fire, povești, fire narrative. Eu nu stau cu ăla, că nu e ok. Dar pentru că minunăția asta de creier al nostru, obiectivului principal e să te țină în viață, asta e homeostazia, inventează povești. Ca să rămâi, că creierul este frică să nu mai fie frică. Asta se întâmplă. Și mai bine stai în băltoaca ta aia, murdară, miroase, vai de capet, dar e a ta.
nu știi ce e dincolo, poate e mai nasol. Nu se gândește că e mai bine. Lasă-mă, stai aici, ok. Și atunci te minți că e jobul ok. Că uite, lasă-mă, că o să... Nu. Nu o să fie. Plus că după aia cred că intervine și războiul ăsta dintre minciuna pe care tu... Asta e că am auzit-o. E, mă rog, și o să vreau să discutăm imediat și despre altceva ce e în dezbatere publică cumva. Treaba asta cu motivaționalul, știi, te trezești în fiecare dimineață, spui în oglindă, sunt cea mai frumoasă, sunt de succes, sunt nu știu ce, sunt nu știu ce, sunt nu știu ce. Cumva pui o presiune pe tine că dacă cumva lucrurile nu se întâmplă așa cum ai proiectat tu în oglindă, vine dezamăgirea mai mare peste tine, știi? Și cumva am făcut legătură între ce zici tu. Se numește pozitivism, de fapt, ce spui tu, și a fost debunked, a fost un pic spulberat mitul ăsta cu pozitivismul. Ideea e... Nu să-ți spui în fiecare... E ok să-ți spui odată, să-ți spui că ești ok, că ești puternic, însă este important pentru... Ce face acest realist? Pozitivism? Aruncă, de fapt, în străfundul sufletului tău, în subconștientul tău, aruncă toate mizerile, de fapt, pe care tu trebuie să le vezi, trebuie să arunci lumina asupra lor, să te duci și să rezolvi ce e acolo. Și dacă tot le arunci, la un dat, bubuie. O să bubuie. Și e o problemă asta. Una, nu te minți exact ce ai spus tu cu pozitivismul ăsta. Ok, îți spui. Știi că la început a fost cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Cuvintele sunt cele care ne aduc mesagerii Domnului. Felul cum vorbim cu noi, bine, cuvintele, metaforice, cum vorbim cu noi și cuvintele pe care le rostim. Cuvintele nerostite către noi și cuvintele rostite către ceilalți. Însă în momentul în care cuvintele, mesagerii Domnului pe care tu îi trimiți, spuneai că spune către tine, sunt așa mai mincinoși. Și nu chiar cum e în realitate, la un moment dat se va întâmpla să se spargă bula aia în care tu ești. Și să te duci, de exemplu, la un interviu și tu îți vorbești, spui în fiecare, ești cea mai tare și tu crezi că poți să te duci la un interviu și nu ești acceptat. Pregătit, dar nu ești pregătit. Dar de ce nu am fost acceptat? Că sunt cea mai tare. Nu. Ei aveau nevoie de cineva cu competențele astea. Te păcăli pe tine, te minți pe tine, că în loc să trebuie să studiezi, să înveți, să accepți că nu știi de fapt tot și că este important să te educi, să evoluezi, să te duci pregătit, tu te-ai mințit că sunt cel mai tare, dar nu ești. Ok, deci să nu ne mințim. Să nu ne mințim pe noi, pentru că în momentul în care ne mințim, nu e ok. Doi, asta foarte, foarte important, ai grijă cu cine... E o carte în care ai grijă cu cine te stui în autobuz. Adică ai grijă cu cine stai și te întovărășești. Și străiești viața. Că oamenii este un concept, sunt niște brainwave entrainment, sincronizare neuronală. Și e dovedit. Un profesor la Stanford, parcă Uri Hessen, a dovedit asta. E și pe... E un clip pe internet în care arată acolo ce se întâmplă cu creierile umane. În momentul că, de exemplu, noi doi stăm acum de vorbă, se sincronizează neuronal, undele cerebrale. Și să ai foarte mare grijă cu cine stai zi de zi și schimbi energia. Cred că ești cel mai deștept dintr-o cameră, pleacă de acolo, că nu e pentru tine, că nu înveți nimic. Și e o problemă. Și la fel la nivel de energie, de exemplu, oamenii care spun nu merge nimic. Stai mă, că nu e chiar așa, adică oamenii care trag de la tine, fură energie și îți lasă acolo un gol. Nu te minți pe tine, nu sta cu oameni care nu sunt ok pentru tine. Și trei, la mână, evoluează zi de zi câte puțin. Și evoluția nu înseamnă numai să mergi înainte. Doamne Sfinte, nu, mai faci doi pași, mai te întorci, te uiți. Și evoluția înseamnă bani sau înseamnă nu, altceva? Nu, înseamnă să evoluezi tu, spiritual. Și banii sunt importanți. Că nu poți acum să evoluezi spiritual și... Uite, am auzit, nu știu dacă e adevărat, dar o să cercetez. Un prieten mi-a spus, în ebraică, cuvântul mahala înseamnă sărăcie. Adică contează foarte mult și unde stai, cu cine te întovărășești, însă foarte important... Să evoluezi. Să evoluezi, zi de zi, puțin câte puțin, să te uiți la tine. Spiritual, fără rușine, mental, fără frică, exact, și să fii bun cu tine. Asta e tot în paranteză la 3, să fii bun cu tine. Pentru că dacă nu ești bun cu tine, că dacă ești numai cu biciul pe tine și ți-ai și te autoflagelezi în fiecare dată, te biciuiești, o să pici, că ești om. Să fii bun cu tine. Eu nu știu, până acum n-am întâlnit oameni care să fie buni pe interior cu ei, să fie liniștiți, să facă rău. N-am întâlnit asta. Oamenii pe care i-am întâlnit și fac rău, și am întâlnit destul de mulți, nu sunt ok cu ei. Și de acolo vine din mizeria aia, din
Bine, nu toți furie, care suferă sunt oameni răi, că traume. Așa am suferit și n-am făcut rău, cel puțin așa cred eu. Fără știința mea n-am făcut. Și dar oameni care fac rău în cunoștință de cauză, mm-hmm. pentru că vor să-ți transfere ție din suferința lor. Mm-hmm. Și am văzut asta și cu părinți altfel. Care vin la noi și ură la noi, chiar poate văd. Și de spun, dom'le, nu sunt aici cu un ecran de proiecție pentru suferința dumitale. Eu te ajut dacă și tu îmi arăți respect. Ești foarte important să fii blând cu tine. În momentul în care ești blând cu tine și te iubești, ca așa a spus și Iisus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dacă tu nu te iubești pe tine, cum să iubești pe ceilalți? Ha, nu știi. Dacă tu nu te iubești pe tine și stai 24 de ore din 24 cu tine. Și cum să te iubești? Am și cum să te iubească și ceilalți dacă exact. Tu nu te iubești pe tine. Cel mai nasol lucru de pe pământul ăsta, scuze, e să vrei să fugi de tine și să nu poți. Cel mai nasol lucru. Ai trăit asta? Asta mi-a, da, 5 ani de zile, să vrei să fugi de tine. Dar mi-a explicat plastic un client zilele trecute, mi-a zis, bă, am spus, în punctul în care am vrut să fug de mine și n-am putut. N-aveam unde. N-aveai unde să fugi. Atât de asta dezgustat eram de mine și asta încât am vrut să fug de mine. Unde să fugi? N-ai unde. La fel cu persoanele care au tinnitus. Cu țipitul ăla în urechi, m-am avut și eu 5 ani de mangenuri. Nu poți să te știu, ce pui pe cap, ce? N-ai. Urlă în continuare. Un alt subiect extrem de dezbătut în perioada asta în online și nu numai, ține de alimentația copiilor. Din punctul tău de vedere, ce părere ai despre o alimentație vegană sau vegetariană a copiilor? Habar n-am, nu știu, e... Mă bag acolo unde mă pricep, la alimentație, la copii. Ce alimente îi ajută pe copii și ce nu îi ajută să-și dezvolte creierul? Vorbim de dezvoltare, de evoluția lor, da? Dacă știi. Da, știu ce anume trebuie unui adulți copil să mănânce și cum. Ideea că ce știu este că extremele nu sunt bune, din punctul meu de vedere, din ce am studiat până acum și... Îți dau un exemplu. Dacă părinții tăi au mâncat carne, abana, nu știu, și bunicii tăi și străbunicii tăi, ok, tu iei decizia să nu dai carne cu de soția mea, de exemplu, este vegetarian, nu am mâncat carne de foarte, foarte mulți ani. Odată cu ea am început și eu să mănânc mai puțină carne. Nu înseamnă că a renunțat cu totul. Uh-huh. Puțin am început să mai renunț și mi se pare un lucru ok. Însă nu știu la copii, ca adult, nu știu la copii, pentru că e un subiect foarte, foarte delicat, pentru că nu ai cum, de exemplu, să faci cercetări, că nu ai cum să faci cercetare pe copii, să nu le mai dai să mănânce carne și pe aceea ce se întâmplă. Este ilegal să faci, din câte știu eu, chestia asta, la fel cum nu ai voie să testezi medicamente pe copii. Nu există o firmă în lumea asta care să spună, am luat un eșantion reprezentativ de 80 de copii, la 40 am dat carne, la 40 nu. Păi nu, te intră pușcărie când ai chestia asta. Și de asta este foarte periculos, pentru că nu se știe ce se întâmplă, de fapt. Nu ai cum să faci studii pe copii. N-ai cum, este ilegal. Uh-huh. Și așa mă gândesc, nu există din... Habar n-am, poate există, nu știu. Dar știu că este ilegal să faci chestia asta, dar... Nu ai cum să faci studii pe copii, astfel că nu există cineva care să spună, potrivit studiilor clinice, s-a observat că minunățile de copii care nu mănâncă carne sunt așa și minunățile de copii care mănâncă carne sunt așa. Uh-huh. Nu ai cum să spui asta. Așa că nu există din... ce am citit până acum, un material care să spună că dacă un copil mănâncă vegan o să fie, habar n-am, o să fie cu 15% mai liniștit și calm și inteligent decât un copil care mănâncă carne. Okay. Contează foarte mult și ce fel de carne, dacă este kosher sau halal, că și animalul ăla când îl tai, secretă, acum se știe că secretă o anumită substanță care de fapt frica se duce, nu poate fi procesată termic și vine la noi. Depinde și ce dai, că dacă îi dai carne să mănânce tot felul de chimicale, normal că o să se întâmple tot felul de modificări în corp, dar la fel cum nici nu știu dacă e ok să dai numai varză sau mazăre. Habana, nu știu, nu mă pricep la asta. Însă o alimentație echilibrată, sănătoasă, echilibrată, este una care poate aduce beneficii. Însă, repet, nu există studii, din câte știu eu, care să arate negru pe alb fără diferite introgenote de intervenții ale companiilor, să spună mănânci carne, nu e ok, deci sau proteină. E ok, mănânci proteină animală sau mănânci proteină vegană, e ok sau nu. La adulți e simplu, că se fac studii și asta a fost. Dacă e pe 18 ani, pac, intră. La copii, nu știu ce să zic. Okay. Știi ce vreau să te întreb? Tot auzim iarăși în ultima perioadă despre burnout.
ce înseamnă acest burnout? Și tu ai spus că ai avut acest burnout, aud în jurul meu oameni care ajung într-o stare de epuizare, de, nu știu, oboseală, hai să zic, cronică, și o asociază sau o explică prin acest burnout. Ce înseamnă burnout-ul ăsta la nivel cerebral și mai ales cum se manifestă, cum îl dibuiesc că e acolo? Păi, burnout-ul, din punctul meu de vedere, tradus în română, că nu poți spui că ți-o la creierul foc, cam asta se întâmplă, e epuizare psihică. Epuizare, creierul nu mai are resurse necesare ca să poată să te ajute să gestionezi cum trebuie contextele cotidiene. Adică... Sunt epuizabile resursele creierului? Normal, e o energie finită. Se duce și ea. Deci creierul are două pedale de accelerație. Supraviețuire și evoluție. Okay. Puțin câte puțin, câte puțin, câte puțin, când tu începi să-l hăituiești și începi să-i dai și ca pe un cal de povară și dai cu bici și cu sabia ce mai ai tu pe acasă, creierul întreabă, ok, nu e ok, și ce? Pentru că pe supraviețuire, ăsta n-are grijă de noi, hai să vedem ce facem. Până când a apăsat pe la accelerație pe supraviețuire și nu mai are pe evoluție foarte mult. Și atunci se întâmplă tot felul de mizerii, cum ar fi. 1. Nu mai ai contextul awareness. Contextul awareness e conștientizarea contextului, adică unde te afli tu și de ce, în viața ta, în contexte. Schimbătorul de viteză. 2 la mână. Nu mai ai energie, de fapt, ești foarte important, ca să dormi cum trebuie. De ce spun asta? În deep sleep delta 1-4 Hz, somnul profund. Acolo este relația cu subconștientul, de fapt. Când dormim în somnul profund, se întâmplă una în cele mai puternice forme de manifestare a creierului uman. Visăm? Nu, ăla e NREM. Asta e deep sleep, e somnul profund, unde eliminăm deșeurile neuronale. Informații redundante, care nu mai au nicio importanță pentru noi, nu ne mai folosesc, trebuie să le eliminăm, să le curățăm. Când nu stăm minim 45 de minute în deep sleep, în ciclu complet de curățare, cum spun americanii, de pile-up, se adună acolo, grămezi de gunoaie, care au capacitatea de a face foarte mult rău, că se arde placa de bază, cum are, dacă vrei să uim pe IT. Se arde placa de bază. Ca să nu se întâmple asta, pentru că homeostazia este principalul obiectiv al creierului, creierul ce face? Aduce energie din alte zone ca să poată să elimine această disfuncție. Văduvi în zonele respective de energia necesară pentru a putea funcționa optim în context. Ce înseamnă asta? Se împrumută de energie din viitor, de peste zi. De-aia când te trezești dimineața, te trezești super obosit. De ce? Păi creierul a luat energia de peste zi, din viitor, ca să rezolve disfuncția respectivă, ca să nu-ți bubuie capul. Și atunci tu nu mai ai energia necesară ca să poți să-ți controlezi emoțiile, să fii prezent, să te bucuri de viață, să încep să fiu ok cu copiii și puțin câte puțin cât mai putem trebuie, nu mai ai energie, de fapt. E un ciclu foarte, foarte puternic, e un cam fel de perpetuum mobile. Puțin câte puțin câte puțin se potențează una pe alta și ajunge în punctul în care, ca să spun întrebare, de ce, cum ne dăm seama că mai îmbănăm. Nu-ți mai place nimic, îți târăși picioarele până la muncă, viața începe să fie așa cenușie, stai lângă partenerul tău și zici, ce dracu și cu ăsta ce l-am mai dus lângă mine, te uiți așa, nu mai ești mulțumit de nimic. Mai mult decât atât, faci în scârbă tot ceea ce faci, plăcerile dinainte, de exemplu, să te plimbi prin parc, nu, sau habanar, să faci chestii mărunte. Da, 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 ce-ți făcea plăcere. Îți făcea plăcere. Nu-ți mai faci plăcere, ce? Pentru că nu mai ai energia necesară, creierul tău este în alertă permanentă și nu se mai focusează pe bucurii. Să nu sară unul, să-ți ia gâtul, să nu se întâmple ceva, stai acolo, la cutie. Wow. Și atunci, de ce să te mai bucuri de viață? Că n-ai energia aia să te bucuri. Energia ta se duce pe supraviețuire. Nu poți să te bucuri când ești numai în supraviețuire, în frică. Am înțeles. Și creierul are energie finită. În momentul în care se duce într-o parte, nu mai avem în cealaltă. Foarte simplu. Și asta vedem noi pe brain, în placentul la noi, cum se distribuie energia și cu acele informații construim firul narativ. Vedem cine ești tu și de ce. Și apoi dezvoltăm niște protocoale astfel încât să comunici cu creierul tău eficient, non-invaziv. Și să-l antrenezi. Noi asta am dezvoltat, laboratorii de șifrare limbajului creierului uman. Adică, vin oameni cu burnout la noi, vedem creierul, pe noi ne interesează diagnosticele, că nu suntem clinică medicală. Noi vedem disfuncție, vedem exact ce se întâmplă în creierul tău. Poți să-i spui cum conexiunile neuronale. Conexiunile, adică... vedem, ești puizat psihic. Da, aveți dreptate și asta. Nu suntem mama omida, noi suntem cercetători, emitem niște ipoteze, eu și colegii mei și clienții ne le validează sau nu. Sau nu. Nu, suntem la, dăm în bobi. Vedem în niște informații statistice, creăm un fir narrativ împreună cu clientul, vedem ce se întâmplă și ce nu. Iar apoi construim protocol de antrenament. Astfel încât clientul, literalmente când se antrenează la noi, conduce o mașină de curse cu puterea minții, literalmente vorbește cu creierul lui. Noi suntem ca egiptologia în piramide care descifrau hieroglife.
Asta facem cu creierul uman. Uh-huh. Prin context, prin arhitectură, prin absolut tot. Și literalmente clientul îi spune creierului, bă, nu mai e atât de nasol, e ok. De ce spun asta? Relaxează-te, chill. Obiectivul numărul unu al creierului este să se țină în viață, se numește homeostazie. În momentul în care intervine un eveniment mai puțin plăcut, ca să nu spun traumatic, creierul face tot ce poate să se țină în viață. Activează o rețea, dezactivează altele, astfel încât la sfârșitul zilei Ionel să nu moară. Ai supraviețuit, da. Însă cu costurile aferente. De ce? Că energia este finită, duce în supraviețuire. Nu e asta problema. Problema apare după ce se tână acel eveniment sau șir de evenimente mai puțin plăcute, ca să nu sunt traumatice, și nimeni nu-i spune creierului. Și el rămâne acolo. Gata, s-au terminat. Și el rămâne acolo și creierul se transformă dintr-un protector, într-un fel de gardian, temnicer de închisoare care nu-ți dă voie să evoluezi. Și rămâne acolo. Creierul ce e de fapt? O masă de grăsime de vreo câteva, nu știu, 1,5-2 kg într-un acvariu cu lumina stinsă. Fix asta e. Băltește în lichidul cefalorachidian într-un craniu cu lumina stinsă. Asta e. Noi nu vedem cu ochii, de fapt. Ochii sunt niște senzuri. Noi vedem cu occipitalul, de fapt. Aici înseamnă. Noi, de fapt, vedem invers. Și crezi-ne, bă, stai mă, că linca nu e cu așa, e așa. Și decodăm. Asta, zona occipitală. Și creierul ia informații prin cinci zone, cinci simțuri. În cultura ebraică, omul în cabala, omul este văzut ca o entitate într-o cutie și lumina intră prin cinci găuri. Alea sunt simțurile. Și atunci, noi ce facem la centru este să negociem cu gardianul. Îi spunem, lasă-l pe Ionel într-o celulă și mai mare, și mai mare, și mai mare, până când e liber. Ce înseamnă liber? Să poți să-ți controlezi emoțiile, să poți să dormi cu trebuie, să te urinești, să poți să te înțelegi bine cu familia ta, să poți să-i descoperi pe ei așa cum sunt ei, să creezi o familie frumoasă, să te plimbi, să te distrezi, să te bucuri de viață, să vezi ce este frumos în viață. În burnout nu e asta, că nu mai ai energie. Și creierul este într-o derivă, într-o degringoladă totală. Și ne boss, mergem numai pe supraviețuire. Gata, numai ce bucurii, ce frunze, să ne uităm noi la copaci. Lasă, stai acolo, lasă că e nasol afară. Stai aici, du-te acasă, bagă-te în pat și nu ieși. Ce stai de fapt? Și ne-am învățat mecanismele astea. Și de asta atât de bucuros că am învățat foarte mult, am inovat foarte mult și ieșim. Pentru că arătăm că și în România, nu zic cu ajutor, nu. O să spun atată pe ce s-a întâmplat cu whatever, cu... Mă rog. N-am primit ajutor, basically. Cel mai bun lucru care ne se poate întâmpla este să fim lăsați în pace. Să învățăm, să studiem, să cercetăm, să ieșim, să inovăm, să patentăm, să franșizăm. Să ieșim. Să arătăm. Și în România, în sistemul acesta foarte interesant, am reușit să creăm o companie care literalmente va schimba absolut tot pe unde va merge. Și asta facem de la anul. Și suntem validați de, nu știu, din state, o să vină mentorii mei, unii, o parte din ei, în decembrie. Am semnat acum niște deal-uri de exclusivitate, adică oameni din toate colțurile lumii și vorbim, avem meeting-uri cu ei, întreaga echipă, și rămân uluiți de ce facem aici. Și noi asta demonstrăm, că nu suntem nici mai proști, nici mai sărași decât alții. Avem o putere uluitoare în România, uluitoare. Și mergem cu frâna de mână trasă din cauza unor, whatever. Entități mai puțin oameni, basic, dar care n-au nimic ca ei și, whatever, pot fi cumpărați foarte ușor. Și cu toate astea, țara asta înaintează. Niște oameni minunați și creăm și am norocul să întâlnesc cu oameni minunați în fiecare zi, absolut uluitori. Și cu ei continuăm. Cred în asta foarte mult, Costin, să știi. În oameni minunați care vor, care schimbă lumea în fiecare zi. Și cred că, da, creierul este super puterea noastră. Și eu sunt foarte bucuroasă că am stat astăzi de vorbă cu tine, că uite, am mai dezlușit niște mistere, am mai răspuns la niște întrebări care sunt esențiale și foarte importante pentru noi toți. Și promit să vin la clinică. Deja am făcut prima parte, analiza, urmează și antrenamentul, ca să zic așa. Dacă mă vedeți peste o lună, două, că-s aici, tu, Floricică, pe câmpii și fac niște conexiuni și mi-aduc aminte de niște lucruri, să știți de ce. Mă duc să mă antrenez la Costin. Om vedea ce s-a întâmplat. O să fiu bine, nu? Clar. Cu siguranță foarte bine. Mulțumesc din suflet, Costin Dămășaru, pentru noi. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost și ne-ați ascultat și ne vedem data viitoare. Numai bine, seară bună!